În epistola către Efesen, la capitolul 6, cu versetul 4, stă scris Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Crezi că Dumnezeu a lăsat în Biblie acest sfat pentru a ne reaminti că nu avem întotdeauna dreptate? Prin urmare, am putea să le cităm copiilor noștri anumite versete din Biblie despre creșterea copiilor, cum ar fi Exodul, capitolul 20, cu versetul 12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. sau Coloseni 3 20, care spune copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Sau cum ar fi cel din Proverbele, capitolul 1, versetul 18, citez, Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Citatul meu preferat, spune autoarea, pe care li-l adresez copiilor noștri mai mari este, poate că nu-ți place această regulă, dar trebuie să o urmezi. Dacă mai comentează, adaug. Când o să ai 18 ani, o să poți trăi pe comp propriu și după regulile tale. Bineînțeles, aș prefera să fii la facultate, dar asta este alegerea ta. Frază la care copiii își dau ochii peste cap și pleacă. Da, au auzit-o de câteva ori. Să ne amintim că este nevoie de două persoane pentru a stârni o ceartă. Dacă copilul tău vrea să te contrazică cu vreun lucru, ceea ce pentru unii reprezintă activitatea lor preferată, ar fi bine să nu le răspunzi. Dacă regula este deja stabilită, pur și simplu pleacă. Dacă copilul te urmărește, se agață de tine și are un acces de furie, da, am trecut și prin așa ceva, Coboară pur și simplu la nivelul lui, privește-l în ochi și spune-i: Nu am de gând să negociez cu tine mai departe. Dacă vei continua cu acest comportament, vei avea nevoie de disciplinare. Dacă faci asta în mod constant, copilul va învăța că te ții de cuvânt și nu glumești cu ceea ce spui. Cei mai mulți copii dețin un dar uimitor. Știu să te scoată din sărite. Cheia este să nu-i lași să te scoată din sărite. Acest lucru necesită multă rugăciune, respirația adânci sau uneori ascunsul în În mijlocul problemelor doar aduți aminte textul din Proverbele, capitolul 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.